Da. Și măi, dar uite că copilul ăla, uite, are 3 ani și tu ai 6 ani. No, ce sunt părinți? Păi am mai un exemplu așa face. Da. E speriată de mine? Eu prea zicem că nu are inteligența kinetică foarte dezvoltată la vârsta ta față de alți copii. Sunt unii care... Trebuie să-l compari. Nu, dar o spun ca pe un fapt. Adică el e pe partea de limbaj foarte dezvoltat și artistic, pe desen, face deja niște desene super colorate, cu tot felul de invenții, adică e foarte creativ. Dar la partea de mișcare aleargă, dar cum atât. Și mai ies eu așa câte un povărniș de ăsta la 40 de grade și e foarte mândră că am reușit. Dar și eu nu forțez. Și tu cum ești, sedentară sau? N-aș zice că sunt. În ultima vreme sportivă ca și vede că voi faceți mișcare sau ceva? Dar mai leagă și în ultima vreme. Vezi și copilul nu are chef să mai urce și... Și cu pe trotinetă, de exemplu, nu a fost deloc interesat de trotinetă. Da, și nu îl forțez. Nu toți copiii acum cu trotineta sau nu are o plăcere de ceva, tot să fie la fel. Sau a avut o fază foarte scurtă și a trecut repede. Eu aveam filme în față, aveam așteptări să vezi de ce îi place trotineta și să vezi că tot să... Patrulăm noi, e pe trotuletă, trotuletă, că așa o să merg. Păi de anii mei place, că ți-ai creat o așteptări. Da, când nu a mai funcționat, n-a fost așa mare dezastru pentru mine, că îl cunoșteam cum e. Adică el s-a înțeles cât am oprit în prima pota, s-a înțeles foarte bine cu băiețelul de vis-a-vis. El era foarte, foarte agil, era... Spirit, da. Și așa s-a aruncat capul înainte. Or, dar să nu e foarte precaut. Și am văzut de atunci, am zis, bun, e clar că Darius nu va fi niciodată, cel puțin nu la vârsta asta, precum băiețelul acela. Și știam la ce să mă aștept, numai că, da, atunci când își dă drumul pe trotinetă, deja ziceam, yes, hai că începe, hai că își dă drumul, după săptămână, nu l-am mai interesat. Da. Dar și noi ne creăm așteptări. Da. Când Ștefan a început să mergă pe apropo de trotinetă, tot îi arătam, tot nu știu ce, și am adus trotineta în casă, că nu mai avea loc în mașină, că urma să pună nu știu ce chestii, bagaje sau așa. Și eu ce fac, duc pe acolo, Ștefan cu trotineta, și dintr-o dată, deși nici nu am realizat, a pus, deci a mers singur pe trotinetă. Dar nu a realizat, eu papuam, eu mergem pe trotinetă, de singur, pentru prima dată. Și mă uit așa, mamă, deci nu vine să cred. Ce faci, te faci, puiule, mergi singur pe trotinetă, wow, ce tare! Deci nu eram în prezent, știi? Și se plimba singur pe trotineta prin casă. Și de-i place și trotineta și bicicleta, cum mai zic. Că acum, taică să merge pe trotinete și el pe bicicletă, fără pedale, zici că plutește. Deci dă din piciorușele ăla, deci nu poți să-l prinzi. Trebuie să-l urmărești, altfel ești gata să aboli la alergare. După el, deși poți să-l merg. Stai că se merge cu trotineta, el cu bicicleta. Dacă se oprește soțul, îi spune copilul, hai tata! El se oprește ca să se uite, hai Ștefan! Nu! Hai tata, hai, continuu, nici nu vrea să facă pauză, nici nimic, așa de... Mai plimbu și cu trotineta. Soțul a avut o trotinetă electrică, urmează ziua lui și eu cu Ștefan. Ne-am supus și am făcut cadou în avans. Și e foarte încântat că un copil i-am zis, nu, verifici cadou, că așa e la curier. Da, totineță, a costat restul și trebuie să verifici. Și zic, verifici și îți dăm numai pe 23 când e ziua ta. Bine, în general, și bine, știam că nu-i convine și că nu se va întâmpla așa, că e prea bucuros și nu poți să-ți ții bucuria să... Stăm cu trotineta așa în casă, într-o cutie, până în 23. Eram data de 9 luni asta, dă-i seama. Și bine, Angela, și bine, cum zici tu? După aia povestea lui Ștefan. Uite, Ștefan, tati, mâine vine cadou cu trotineta și ne plimbăm și nu știu ce. Și zic, da, am zis-o că vă plimbați? N-am zis că pe 23 de trotineta. A, de fapt, mama nu ne lasă, să știi că așa. Și zic, bine, hai, revoc ordinul. Și
Hai, nu ținem gazele, nu știu că place. Și a venit trotineta și nu mai zic ce acolo e cu ciubenița amândoi și ce bucurie și ce acum se plimbă și se joacă și e foarte fericit și încântat. Care și e trotineta și poate să alerge după Ștefan, Ștefan cu bicicleta și el cu trotineta și cât e de super. Ne-a nebunit. Vreo 3 săptămâni înainte mă nebunea cu trotineta, că eu își căuta modelul ăsta, nu ăsta, ăsta. Când s-a adormă Ștefan, mai băga telefonul în ochi. Modelul ăsta, că e ok, că nu știu ce Ștefan dădea să se trezească, zic, băi, cu trotineta asta îmi strici toată combinația, știi? Hai să adormă la loc iar. Trotineta, trotineta. A găsit ce mi-a plăcut și e happy, dat, zen. E super. Mă aduce în casă, Ștefan deja a învățat. Unde e butonul de claxon și când ți-e lumea mai treabă, dacă stai așa un pic liniștit, pac! Sună, nu apasă pe claxon. Da. Copii mici. Și eu eram tot așa în Belgia, că am chit acum de un episod și tot așa avea Anastasia 2 ani și jumate și eu o lăsam. Să umble cu farfuriile, ea le scotea din mașina de spălat, le punea în dulap, dar nu farfurile de plastic, deci farfurile astea nu îți sparge. Și eu mă distram că o filmam așa ce fain, se ducea ea, le punea direct la... Și una nu scăpa, deci nu a spălat, una nu scăpa și mă miram, Doamne, cum de... au ei așa grijă, fără să-i înveți? Eu numai te-ai ziceam, vezi că ăsta se poate sparge, poc, face poc, se sparg. Dar ăsta nu, ziceam că ăsta e de plastic, ăsta se sparge, ăsta nu. La asta mai multă grijă, că atât aici. De ori chiar nu-i sparge, și, dar ei nu. Ei nu. Da. Și am filmat eu și i-am trimis la soțul, la lucru. Și când i-a arătat la șeful lui filmarea, un belgian, un neamț, făceau... Da, cum să lase? Făceau, vai, dar zice, dar nostru până la 6 ani n-a avut voie să pună mâna pe nimic. Și zice, și la 6 ani, maică-sa prima oară l-a lăsat, ok, hai, poți și tu să pui. Și a zis că el a vrut un pic și atât. Că a avut o singură ocazie și după aia n-a mai vrut să facă nimic. Vezi, când îi împiedici mulți ani, după aia se împotrivește și intră în ei. Da. El era așa, dar cum era teamă că se spar farfurile și zic și nu, asta e. Și așa și Ștefan ne ajută. Nu e mai importantă abilitatea. Să punem, duce și farfurii din astea, farfurii sau voia să mănânce cu tacâmuri mari, nu cu mici. Și puneam, dar înainte nu eram obișnuită, știi, adică lui să-i aducă o din astea, din plastic, bambu sau știu ce. Știi, dar nu, voia din ăla și aduc tacâmuri. Da, mă, nu nici n-am avut tacâmuri de copii, adică tacâmuri normale din inox, dar de copii, adică mai da, mici, nu, atâta. Nu, voia pe alea normale. Da, exact, de... cu lingura mare. Care se poate sparge cu lingura mare. Da. Mare. Da. Asta e super. Păi ne văd pe noi și ce cum e îmi dai el, nu știu ce e chestia. El e om la masă. Da? Păi asta e, trebuie să respectăm divinul, nu? E un bărbat, masculinitate, la masă. Ce? Soțului tău îi aduci să mănânce ciorbă cu lingurița? Bătaie de joc. Nu? Cam asta înseamnă. Bătaie de joc. Da, să îi pun și... Lingură, să pun cu fusuliță. Cine mai zici, Marius, că noi, ca femeile aici... Te-am adormit, cred că, cu atâta taglare. Da, multă vorbă. Suntem chiar ca la așezătoare, că noi începem numai că da, dar e o plăcere. Ieri am avut și 3 colegi de la hipnoterapie, care au venit după 6 seara și... Una din colegi, unul din colegi, adică ea știa pe mine și a pus niște întrebări și a zis situația ei și așa. Da. Să luăm lume de pe stradă, să iau aveți probleme de viață, haideți că... Da, dacă noi suntem vindecători, dacă nu știți să ni le rezolvăm pe ale noastre, îi luăm de pe stradă. Profităm pe Marius aici, îi tragem, îi pescuim așa, știu.